Hai, fă, salut! Băi, n-am mai postat de mult, pentru că dacă voi nu mai sunteți urmăritori aici, nu prea vă uitați, am zis o las mai moale cu filmările. Da, vedeți și voi cum e vremea în Danemarca, 13 grade, poți să stai la tricou cum bate vântul. Aici ca te omoară vânturile, dar astăzi e bine. Ce vreau să vă zic? Ați văzut, mă, și voi cu rușii ăștia ce au făcut? Deja în țara lor au anunțat al treilea război mondial, pe bunii. Asta ce înseamnă? Că ne pregătim, toate știrile din Rusia au anunțat că a început al treilea război mondial. Ei zice că au anunțat din cauza că vor să facă al treilea război mondial, din cauza la vaporul ăla, fregată, ce dracu era aia care le-au bombardat-o ăștia în... Nu știam intenția la ăsta. Când a băgat și el o semnalizare, un flash, ceva. Flash la tractor, vezi și nebun sunt. Da, fraților, și le-am bombardat fregat, aia o să bag la sfârșitul la videoul ăsta, o imagine cu mândria Rusiei care le-au bombardat ăștia, ucrainienii. Și așa, rusul cam o caută cu al treilea război mondial, din cauza că a zis că bombardează gen România, Polonia, de unde alimentează ăștia NATO, Ucraina. Așa s-auzea, că poate dea o bombiță pe țările astea. Așa că ce să mai zic eu cu nebunii ăștia, cu ce o să iasă? Stăm și așteptăm. S-a liniștit treburile într-un timp, acum iar pune și presa asta jar pe foc în România. Sneagite-o alea cu un pic așa. Sau poate că rusul să chiar să pregătește de al treilea război mondial, își pregătește populația din cauza că i-a anunțat că a început al treilea război, adică omul să se pregătească, să bage la dos bunker, un să bagă el sau și arma în mână, să pregătească. Cine știe care e strategia acolo? Că Rusia nu se cedeze niciodată să facă ignorat el. Vezi, domnule, am pierdut războiul cu Ucraina. Rusia e locul 2 în lume sau locul 1, să cred, în lume după Statele Unite. Așa că ce pot să cred? Că chiar o să iasă ceva până la urmă. Bine că și la noi în Europa s-a profitat mult pe baza războiului pentru a scumpi tot, pentru a face multe manevre. Dar vedem noi pe parcurs ce o să fie. Oricum, ceva nu e bine, poate să fie foamete, foamete în ce sens? Ai să muncești pentru mâncare, ai să muncești să trăiești la o zi la alta. Deja nu vedeți voi că s-a schimbat lumea asta, pandemii, prostii și toate astea le bagă ca să ne facă pe noi varză, omul de rând, să ne fie greu din zi în zi. Și aici s-a împuțit treaba. Nu e ca în România, dar s-a împuțit și aici treaba. În România e groasă. De ce zic treaba asta? Pentru că să-mi bat piciorul, uleiul este aproape ca prețul în Danemarca și nu compar salariul de aici cu salariul din România, știți ce zic? Adică aici se câștigă mai bine și ne este totuși greu, dar în România asta te face să te apuci să vinzi droguri, să faci ilegalități ca să poți trăiești bine. Bine, să ai strictul necesar. Te forțează. Că pe bunii. V-
vor, am intrat bine bine în Uniunea Europeană, am făcut astea, dar pune mă și salariile ca în Uniunea Europeană, măcar ca salariile ca în Italia să fie și în România, pe bune acum. După aia zice că migrează toată România până alte țări. Păi e obligat că acolo e traiul decent, e traiul mai bun, chiar dacă s-a făcut și acolo scumpiri, le simți, dar nu ca în România. Îți permiți să-ți plătești chiria, să mănânci și să mai dai deoparte dacă asta sau dacă nu, să-ți cumpiri ce ai nevoie sau asta. În România nu te ajungi de la salariu la salariu. După aia zice că e cea mai coruptă țară România. Păi de asta să ajungi și în corupt, să plătești la un medic, ciubuc, la asistenti, în spitalii. N-ați văzut voi preoții în România, câți ia bani ia și tot mai ia. Ți-o minte înainte ce zicea preoții? Dar nu trimitea preoții, oamenii din biserică, când era câte o nuntă, câte un botez, băi, să supără preotul, trebuie să dai 5 milioane pentru curentul din biserică, consumul bisericii. Pă bune, păi consumul în biserică e gratis, că popa nu plătește nici casa unde stă el acolo, parohii, ce este, e gratis pentru el. Pă bune acum, și dar cerea bani să facă și el, nu trebuia să conducă și el Porsche sau Ferrari, ci și-a cumpărat popa. Dar acum dau la general cu preoții ăștia, cam așa se întâmplă, că acum preoția nu mai e credință ca înainte. Acum este muncă, servici, afaceri, preoția e afacere. Și toate astea, nu vedeți voi, sau polițaia ăștia, mă uiți pe la mine pe acolo, poliția, îi meserii, cum să zic, de șpăgar. De ce le zic asta? Sunt polițai, au servici și până afară au tractoare, au tot felul de șmecherii combină. Că na, ei, dacă sunt prieteni acolo cu toți aia din poliție, că sunt polițai, își permite meargă cu tractorul fără acte sau alte chestii de genul. Eu am dat un exemplu acum. De ce? Cresc vitii, cresc delea fără taxi, fără delea la ei, la ei merge. Mai le dă și vecinul porcul, ciubuc, ca să îi ierte de nu știu ce șmecherii. Și tot așa se combină în România. Nu stau eu să le calculez acum, să le pun cap la cap, că sunt multe de vorbit și pe temile astea. Dar vă mai aduc și o aminte, că le știți și voi. Și așa este. Iar cu Rusia, ce să mai zic? Ăla o caută, ca să-și arate puterea lui, că are bombe, că armată, din păcate, o are varză, îi omoară pe ea pe capete ucrainienii, pentru că nu-s pregătiți în armată, n-au soldați, că nu mai e cum era odată acum armata. Așa că, ce pot eu să mai zic? Scurs la obiect, ne pregătim, că nu știm ce intenție are Rusia. Ne pregătim, așteptăm. Bun, vă las că am ajuns și eu la medicul de familie, nu dau șpagă, că aici nu se dă șpagă, nu-s corupți. Și poate o să revin cu continuare la vorbile astea care le zic.